Bună seara! În ședința de guvern de astăzi a fost aprobată cea de-a treia rectificare bugetară pe anul 2020. Prin această rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contracție economică de 4,2%, cu deflator PIB de 3,4% și un PIB nominal de 1.050 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat în termen cash se majorează că acestea sunt, investiția este estimată la 55 miliarde de lei, în creștere față de bugetul inițial cu 4,4 miliarde de lei. Așa cum am menționat, cheltuielile pentru investiții au fost pe primele 10 luni în valoare de 35,4 miliarde de lei, depășind sumele investite pe tot anul în 2016, în 2017, precum și în anul 2018. În plus, prin această rectificare se asigură finanțarea necesară în domeniul sănătății, asistenței sociale și educație. Principalele suplimentări de la bugetele ministerelor, 1 miliard de lei pentru Ministerul Sănătății, 1 miliard pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, 1,1 miliarde de lei subvențiile în agricultură din fonduri externe nerambursabile, 160 de milioane de lei pentru despăgubirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectat de secetă și pentru sprijinul la motorină utilizată în agricultură, 179 milioane de lei la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din care 130 de milioane de lei pentru participarea la capital social al operatorilor economici aflați sub autoritatea Ministerului și 49 milioane de lei pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. 1,2 miliarde de lei suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 357 de milioane de lei reprezentând contribuția la bugetul UE și plata suplimentară pentru suplimentarea fondului instrumentului financiar pentru sprijin de urgență în vederea refinanțării producătorilor de vaccinuri SARS-CoV-2 din portofoliul Comisiei Europene pentru a asigura accesul României la vaccinuri. De asemenea, sunt economii la Ministerul Finanțelor Publice, în special la cheltuieli de personal, de 80 de milioane de lei, realizându-se realocări în interiorul bugetului pentru asigurarea plăților despăgubirilor CEDO. Deci, de la bugetul inițial al Ministerului Finanțelor Publice, a realizat economii pe cheltuieli de personal de 134 milioane de lei în urma reorganizării și modului de lucru telemuncă. Bugetul de asigurărilor sociale de stat, o influență pozitivă de aproximativ 1,8 miliarde de lei, asigurându-se sumele pentru plata pensiilor recalculate și majorate, precum și pentru plata măsurilor active aprobate pentru combaterea efectelor negative create pandemia COVID-19. Șomajul tehnic, măsura 41,5%, deci plata a 41,5% din salariu brut, munca flexibilă. În ceea ce privește bugetele locale, continuă mecanismul de tip swap aprobat inițial prin ordonanța numărul 130 din 2020, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30.09.2020 și repartizarea sumelor pe județe și sectoare aferente programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie anului școlar 2020-2021. Acestea sunt elementele cele mai importante din rectificarea bugetară, a treia rectificare bugetară pentru anul acesta. Așa cum am spus, influența este de creșterea deficitului bugetar la 9,1% pentru 2020. Dacă sunt întrebări, două întrebări, dacă se poate. E deschis? Întrebare dacă față de ce ați prezentat săptămâna trecută s-au mai operat o serie de modificări la capitolul alocări. Am văzut în linii mari că la principalii ordonatori de credite au rămas similare. Dacă ați mai venit cu vreo noutate, s-au mai schimbat anumite cifre? S-au mai schimbat în interiorul Ministerilor realocări de sume și ne-am asigurat la Ministerul Transporturilor că există banii pentru continuarea programului de investiții pe fonduri europene, ce 49 de milioane de lei. Bună
Bună seara, aș avea o întrebare cumva pe altă temă. A existat un punct de vedere exprimat de economistul șef al BNR cu privire la reducerea programului de muncă pentru bugetari și implicit și a salariului acestora cu 20% la o săptămână de muncă de 4 zile. Ați susține o astfel de măsură? Spunea el că este nevoie de astfel de ajustări pentru a putea reduce deficitul bugetar de anul viitor. Este adevărat și aici opinia noastră a fost foarte clară de la începutul anului. Am arătat de fapt că într-un an cu o criză economică în care economia are o contracție de 4,2%, o criză economică provocată de o criză de sănătate, am reușit să avem încasări la bugetul de stat mai mari decât în 2019, când economia creștea cu peste 4% și după ce am eliminat taxe. Nu luăm în calcul astfel de măsuri, din contră. S-a demonstrat și în 2008, în 2009, că astfel de măsuri accentuează criza economică și efectele revenirii se amână pe o perioadă mai lungă. De aceea avem astăzi o revenire așa de puternică, pentru că am avut o politică fiscală relaxată. De fapt, lecția crizei din 2008 este una simplă. Este nevoie de relaxarea politicii fiscale și politicii monetare. Politica fiscală anul acesta s-a relaxat. Și politica monetară a făcut pași importanți, dar am spus și repet, atoul important al acestei economii în perioada următoare reprezintă faptul că avem spațiu de relaxare a politicii monetare. Există în continuare spațiu de relaxare a dobânzilor, pentru că România are cea mică inflație dintre cele patru țări, Polonia, Ungaria, Cehia, dar are cea mai mare dobândă. Deci în continuare este loc de relaxare a politicii monetare și bineînțeles avem și o rezervă minimă obligatorie mare. Deci avem loc de relaxare, politica fiscală rămâne în continuare relaxată, asta este și recomandarea Comisiei Europene, dacă vă uitați la ultimul raport, este recomandarea altor instituții internaționale. Deci nu luați în calcul o astfel de măsură, nici reducerea programului de muncă, cu toate că există acest avertisment al BNR că nu va putea fi ținut în frâu deficitul. Repet, nu cred că este un avertisment al BNR. Din contră, BNR merge în continuare pe o relaxare a politicii monetare și masiv și din ceea ce văd din comunicare și de că mă uit la ce se întâmplă în economie, este mai mult loc pentru relaxarea spațiului politicii monetare, dar în ceea ce privește economii, le-am arătat prin reorganizarea Ministerului de Finanțe, și prin digitalizare și prin telemuncă sau muncă la domiciliu, am economisit 134 de milioane de lei. Deci se pot face acest lucru. Digitalizarea este metoda noastră de a reorganiza aparatul public. Și atunci am putea vedea mai multă telemuncă în sectorul bugetar? Este deja o decizie luată, nu mai multă. Este exact cum trebuie ca să funcționeze aparatul public în acest moment. O întrebare, domnul ministru, Ciprian mai lasând. Dacă se poate, două? Două. Ok. În primul rând vreau să vă întreb... Stați că mi-a pornit domnul Iohannis. Așa. În primul rând vreau să vă întreb despre datoriile făcute de guvernele anterioare. Dacă ne puteți spune până pe data de 4 noiembrie, sau nu mai știu când ați preluat dumneavoastră Ministerul de Finanțe, dacă ne puteți spune în acest an împrumuturile care s-au luat până pe 4 noiembrie 2019, care este valoarea datorilor scadente în acest an? Adică ce sumă ați avut de plătit pentru datorile luate de guvernele anterioare? Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, se referă la atunci când ați preluat mandatul. Știu că se face predare, primire de la un ministru la altul. Știu că era o situație destul de neclară acolo. Ați semnat procesul verbal prin care domnul Teodorovici v-a predat portofoliu? Și dacă da, e ok. Dacă nu, spuneți în care a fost motivul pentru care nu ați semnat. Mulțumesc. Ce privește prima întrebare? La momentul când am de fapt, necesarul de finanțare în 2020 include și împrumuturile pe care l-a făcut guvernul anterior. În 2020 am avut un necesar de finanțare care a venit din trecut de 50 de miliarde de lei. Și asta trebuie pus în context. Deci anul acesta tot necesarul de finanțare este de 138 de miliarde de lei și le împărțim. 50 de miliarde sunt împrumuturi venite din trecut, 30 de miliarde facturi neplătite pe care ar trebui să le plătim și diferența este ceea ce am împrumutat noi pentru necesarul de anul acesta. Dacă vă uitați, diferența pe care am împrumutat-o e mult mai mică decât deficitul bugetar în acest an. Deci am reușit această performanță. Mai mult, în
octombrie, pe 26 octombrie, a trebuit să plătim o datorie luată în, făcută în 2017 de 10 miliarde de lei. Deci cam așa a luat lucrul și așa asta a fost strategia. Ceea ce privește raportul de predare-primire. Da, am observații acolo și sunt câteva anchete în Ministerul de Finanțe în acest moment. Unele sunt terminate, rapoartele deja au ajuns la organele de control, la DNA, în altă parte. Pentru celelalte aștept raportul final. După ce am toate aceste rapoarte, cu rapoarte respective și cu observațiile, voi semna și acel raport de predare-primire. În acest moment sunt anchetele care s-au terminat, au ajuns la DNA, unele dintre ele, cele care este în lucru vor ajunge acolo unde trebuie. Dacă îmi permiteți, ați spus 138 de miliarde. Care era... E necesarul pentru tot anul, pentru tot anul și include deficitul plus ce venea din trecut. Și cele care au fost luate de guvernele anterioare, care au fost de plat în acest an? 50 de miliarde. 50. Aproape 50. Aproape 50. Domnule ministru, potrivit unei noi analize a Eurostat, România are în prezent cea mai înceată revenire a economiei de la izbucnirea crizei medicale încoace din întreaga Europa. Cum comentați? Nu este adevărat. Este doar o interpretare. 5,6% este, în primul rând, pentru România, este cea mai mare rată a trimestrială de creștere din ultimii 20 de ani de zile. Deci nu uităm la România, să luăm pe rând. Deci pentru România este cea mai mare rată de creștere din ultimii 20 de ani de zile. Revenirea la trimestru, în trimestrul 3, deci imediat după trimestrul cu recesiune din trimestrul 2 de contracție, de fapt, este cea mai rapidă revenire a economiei României din istorie, deci ne uităm la România. Iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, trebuie să comparăm primele 3 trimestre versus celelalte 3 trimestre. Și dacă ne uităm, România acolo este la 4,6% scăderea, iar media Uniunii Europene este aproape de 7%, deci nu avem cum să fim a doua. Și am prezentat aceste informații săptămâna trecută când am făcut conferința de presă la Ministerul de Finanțe. Și o ultimă deci, precizare. Interpretarea este greșită și aș prefera să nu mai fie în spațiul public pentru că interpretarea e greșită. Dacă se poate că mâine aveți întâlnire în videoconferință cu cei de la patronate și sindicate pe salariu minim pe economie, mergeți în principiu pe același sistem de anul trecut? Am văzut puncte de vedere ale sindicatelor care doresc o majorare, cel al patronatelor care merg pe variante diferite, ori o creștere cu rata inflației aproximativ 2,2%, ori doresc un moratoriu, ori o variantă în care să crească pe sectoare economice diferite, însă sunt probleme că nu sunt contracte pe ramură. Noi avem același principiu pe care l-am avut și anul trecut. Vrem ca salariul minim să fie legat cumva de evoluția economiei, de productivitate. Și este ceea ce noi am propus anul trecut și vom face și în continuare. Mulțumesc! Bună seara! Rectificarea bugetară din această ședință de guvern, unde Ministerul Agriculturii a primit o sumă de peste 1,2 miliarde de lei, ne permite ca să finalizăm toate plățile privind subvențiile către fermieri. La această dată, din avansuri, sunt plătite aproximativ 96%, pentru 750.000 de fermieri. S-au plătit până acum 1 miliard 370 milioane euro, cu 103 milioane euro mai mult decât s-a plătit în tot anul trecut către fermieri. De asemenea, ne permite să ne ținem de cuvânt, și anume să finalizăm acele despăgubiri pentru secetă, care le-am inițiat în septembrie, și să avem și alte cheltuieli legate de subvențiile pentru motorină. Tot în această seară s-a adoptat o ordonanță de urgență privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor, care venea să deblocheze o situație generată de o lege imperfectă a Partidului Social Democrat. Legea 175 pe 2020, care modifica legea 17 pe 2014 și unde peste 49.000 de contracte erau blocate. Ce prevede această ordonanță de urgență? Că toate tranzacțiile inițiate până la apariția legii, adică 13 octombrie 2020, să se facă pe vechea procedură, în așa fel încât să se evite litigii noi și blocarea acelor tranzacții. Urmând ca toate tranzacțiile inițiate după 13 octombrie să se facă pe procedura nouă, respectând toate
acele prevederi din lege privind dreptul de preemțiune și prioritizarea acestor preemtori. Tot astăzi s-au plătit către cei care gestionează programele în școli, și anume consiliile județene și consiliile locale, s-au plătit către ei din partea Ministerului Culturii 33,9 milioane lei. 10 milioane lei distribuție fructe și legume în școli și 23 de milioane pentru distribuția laptelui și a produselor lactate. Vă mulțumesc!